Bună seara, sunt Suada Carcuchi și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. O mașină s-a izbit violent de un microbus plin cu pasageri la Orhei. Trei oameni au fost răniți. Poliția spune că autoturismul avea un cauciuc de vară. Postul polițist de frontieră Gheorghe Petic, cercetat pentru viol, a fost dus de poliție la Ani, unde și-a luat certificat de integritate ca să participe la parlamentare. Din cauza că autoritățile au lăsat de izbeliște zăpada în capitală, benzi întregi sunt impracticabile, iar astăzi s-au format ambuteiaje mari. Un microbus de rută a fost izbit de o mașină la Orhei, iar trei persoane au fost rănite. Oamenii legii spun că vehiculul era oprit pe dreapta când a fost lovit de autoturism. Potrivit poliției, șoferul mașinii avea viteză mare, dar și un cauciuc de vară și a pierdut controlul volanului. Totul s-a întâmplat azi dimineață pe șoseaua Orhei-Rezina, în apropiere de localitatea Sireți. Potrivit poliției, microbuzul Chișinău-Cobâlea, în care se aflau 14 pasageri, a tras pe dreapta pentru ca cineva din ei să coboare. În acest moment, vehiculul a fost izbit de un autoturism. Oamenii legii spun că șoferul, în vârstă de 34 de ani, avea viteză excesivă, iar mașina sa era echipată cu un pneu de vară, așa că, la un moment dat, nu a mai putut controla volanul. S-a rotit, o frânat brusc la tămân la curba asta periculoasă și-a rotit și în Chișinău Cobâlea, îmi pare că rutieră. Marina a fost prima care a solicitat ajutorul salvatorilor după ce un bărbat din automobil a rămas blocat în mașină. Am telefonat deodată eu la 112 și foarte greu au venit, nu știu, din cauza poate ghețușului. În urma impactului, un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Orhei, iar alte două persoane au avut nevoie de investigații medicale. La momentul de față se află sub anestezie generală leziune traumatică a splinii cu hemoperitoneum. Starea lui este gravă, măsurile sunt întreprinse atât cât necesare. Poliția susține că investighează felul cum s-a produs accidentul pentru a putea stabili cine poartă vina pentru cele întâmplate. Partidul condus de Renato Usat i-a depus astăzi la CEC lista de candidați pe circumscripția națională. Numele lui Usat nu figurează pe listă pentru că acesta nu și-a luat certificatul de integritate. El s-ar afla acum în Germania, unde urmează să fie operat, spun colegii săi de partid. Lista cu cei 53 de candidați în ordine alfabetică ai partidului nostru pentru funcția de deputat a fost depusă astăzi la CEC. Usatăi nu se află printre aceștia pentru că nu și-a luat certificatul de integritate, chiar dacă a depus tot pachetul necesar de documente la ANI, ne-a spus vicepreședinta partidului. Deși anterior s-a propus formarea unui bloc cu Partidul Patria, în urma discuțiilor, formațiunile s-au înțeles să meargă separat în cursa electorală. Aflat abia la etapa de înregistrare, partidul și-a stabilit adversarii de care este frică. Principalii oponenți politici, evident, sunt Partidul Democrat de Guvernământ, cu care partidul nostru permanent a luptat. Membrii de partid nu știu când va reveni Usatăi în țară, însă nu exclud orice scenariu. Când va reveni Renato Usatăi în țară? Poate chiar mâine. E o siguranță sau o posibilitate? Totul. Usatăi urmează la sfârșitul săptămânii să suporte o intervenție chirurgicală în Germania, dar colegii săi de partid nu au vrut să ne spună ce probleme are acesta. Este în proces de pregătire. Se simte bine, optimist se simte, ca de obicei. La sfârșitul lunii decembrie 2018, Renato Usatăi s-a ales cu încă un dosar penal pentru că ar fi introdus în țară în mod fraudulos sume deosebit de mari de bani. El mai este cercetat și pentru că ar fi condamnat asasinarea omului de afaceri German Gorbunțov. În cadrul unei conferințe de presă, membrii partidului declarau că sunt îngrijorați că și alți candidați ai formațiunii ar putea avea dosare pentru a nu putea participa la alegerile din februarie. Având cătușe la mâini, Gheorghe Petic a fost dus la ANI, unde și-a primit certificatul de integritate ca să candideze la parlamentare. Reprezentanții blocului acum nu ne-au spus încă dacă fostul polițist de frontieră, cercetat penal pentru viol, va fi inclus pe listele lor, el fiind membru al PPDA. Avocații lui Gheorghe Petic susțin că ar fi fost comise mai multe încălcări în timpul transportării sale la Autoritatea Națională de Integritate pentru a obține certificatul care să-i permită să participe la alegeri. Astfel, ieri, Petic ar fi fost urcat în mașină la ora 5 dimineața, fără să-i se spună unde este dus, iar certificatul de integritate l-ar fi primit în mașina poliției. A fost ținut în curțile caselor care se aflau în preajma Agenției Naționale de Autorității Naționale de Integritate.
A fost coborât acel colaborator a agenției cu registru și a fost înmânat acest certificat în mașina de poliție în care Gheorghe a fost etapat. Totodată, avocații au menționat că fostul polițist de frontieră are probleme de sănătate care îi pun viața în pericol și că nu îi este acordată asistența medicală și alimentația necesară. Noi am sesizat instanța, instanța a sesizat deci, Ministerul Justiției privitor la relele tratamente. Ce ține de etaparea lui Gheorghe pentru a face un control medical, aceste deci, circunstanțe nu au fost examinate de către instanță. Se amână. Practic, la fiecare ședință, începem ședința cu cereri privitor la relele tratamente care sunt aplicate în privința lui Gheorghe. Soția lui Gheorghe Petic susține că acesta avea probleme de sănătate și când era încă în libertate. El, când nu era acasă, el se mai spunea acolo, ori stomacul, ori dureu, pancreasul, avea probleme. Ultima dată am vorbit duminică, m-a sunat, mi-a transmis prietenilor, rudelor, să nu creadă ceea ce se vorbește, că el a violat, el nu este vinovat, noi avem încredere în el, el n-a violat pe nimeni. Nu am reușit să-l găsim pe judecătorul Veceslav Caragea, care examinează dosarul lui Petic pentru a comenta acuzațiile aduse de avocați. Purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Oleg Pantea, ne-a spus că Gheorghe Petic a fost escortat la ora 6 dimineața din cauza condițiilor meteo nefavorabile și ca să evite ambuteiajele. Pantea a mai spus că Administrația Penitenciarului permite ambulanței și medicilor să-l examineze pe Petic ori de câte ori este nevoie, că este hrănit de 3 ori pe zi, așa cum prevede legea, iar când este escortat, primește mâncarea la pachet. Colegii de partid ai lui Petic susțin că ceea ce se întâmplă cu el este nedrept. Deci este o răzbunare care trece deja toate limitele, este o răzbunare cinică, este de fapt o tortură la care este supus Gheorghe Petic, inclusiv prin a fi dus la ora 5, să nu mai poată mânca la ora 8 sau când îi se dă hrana, să îi se pună în fiecare zi ședință de judecată care au loc, care n-au loc, dar iarăși ca să nu mai poată ajunge la ora prânzului sau cinei. Deci este o batjocără la adresa unui om care, iată, a deconspirat acest regim în ceea ce face el zilnic. Iar dacă Petic va fi sau nu inclus pe liste, încă nu s-a decis. În ce privește evoluția sau poziția domnului Petic în liste sau în afara listelor, vom discuta în cadrul Consiliului Blocului Electoral acum. Însă și cât se poate de curând o să aflați mai multe privire la acest lucru. Gheorghe Petic a fost reținut în octombrie 2018, fiind suspectat că ar fi violat o femeie. El însă susține că este nevinovat și consideră că dosarul i-a fost fabricat în semn de răzbunare, pentru că a dezvăluit nereguli de la frontiera moldo-română în care ar fi implicați funcționari de rang înalt din poliție. Petic este membru al platformei Demnitate și Adevăr. Vrea să ajungă în Parlament, dar fuge de ochii presei. Am încercat și astăzi să vorbim cu Andrei Năstas, clon al lui Andrei Năstase, dar nu l-am găsit nici la universitatea unde acesta este lector. Colegii săi de muncă ne-au spus că Năstase le-a interzis să ne dea numărul de telefon. Revenim cu detalii în câteva minute. Zilele acestea prin capitală se circulă în medie cu viteza melcului. Se formează ambuteiaje mari pentru că, pe multe străzi, benzi întregi sunt ocupate fie de mormanele de zăpadă, fie de mașinile lăsate acolo. Șoferii spun că nu au unde staționa pentru că locurile de parcare, și așa puține, sunt acoperite de nămeți. În loc să pună lopețile în funcție, primăria vine din nou cu rugăminți și sfaturi către șoferi. Pe mai multe străzi din capitală, care au câteva benzi, șoferii au circulat astăzi doar pe una. În ambele părți ale carosabelului erau parcate mașini care de când a nins au fost blocate în zăpadă și așa și-au rămas. Pe strada Vasile Alexandrii, dar și pe Ismail, șoferii își lasă mașinile alături de mormanele de zăpadă. Așa că astăzi peste tot s-a format ambuteiaje. Ei n-are ambuteiaje, omet, nu ieși o putut, să curăță, dar și nu poate, nu. Este o problemă foarte mare cu parcarea. Este mulți șoferi. De orașul sanitar mic pentru transport. Șoferii spun că și în zilele obișnuite se circulă greu în Chișinău, dar după ce a nins, lucrurile s-au complicat și mai mult. Неправильно припаркованные машины. Я еду, это очень хорошо.
Acest bărbat a curățat astăzi cu lopata locuri de parcare de pe strada Vasile Alexandrii. Pentru aceasta a fost răsplătit cu niște bani. Tractor este de la zabor, tak și nimeni nu poate preti. Autoritățile municipale spun că tocmai din cauza mașinilor parcate pe carosabil nu pot interveni să evacueze zăpada. Zilnic în jur de 200 metri cub de zăpadă se evacuează. Este inutil să transportăm cu un mijloc de transport mic zăpada la atâta kilometri la depozitul de trunchi. Astăzi câteva autospeciale încărcate cu zăpadă au putut fi văzute prin oraș. Așa cum nu are mașini pentru evacuarea zăpezii, primăria le închiriază. Și muncitorii de la Apă Canal au cărat astăzi câteva mașini cu zăpadă. Câteva tractoare ale direcției locativ-comunale au lărgit carosabilul împingând zăpada de acolo pe trotuare. Și pentru că o parte din nămeți au început să se topească, muncitorii au altă misiune să desfunte gurile de canalizare. Drumarii spun că sunt plătiți cu 2 lei pentru dezăpezirea unui metru pătrat în oraș. Facem să curățăm podurile, să poată trece lumea. Să nu se strâcească, să rupă pe mână, pe picior, în toate punctele de vedere să reușim. Ai puțin plătit. Ce salariu plătiți? 3.900. Autoritățile municipale au anunțat că vor interveni la noapte după ora 22 ca să curățe carosabilul de zăpadă, așa încât să elibereze mai multe benzi de circulație și roagă pe șoferi să nu-și lasă mașinile în calea autospecialelor. Autoritatea Națională de Integritate este obligată să dea certificate de integritate oricărui solicitant, iar decizia de a accepta sau nu un candidat în cursă îi revine CEC-ului. Este explicația instituției dată în judecată săptămâna trecută de Partidul Casa Noastră Moldova, pentru că a eliberat certificate de integritate lui Ilan Șor și Vlad Plahotniuc. Vinerea trecută, fostul deputat și actualul lider al Partidului Casa Noastră Moldova, Grigore Petrenco, a cerut în instanță ca certificatele de integritate oferite lui Vlad Plahotniuc și Ilan Șor să fie anulate. Petrenco spunea că liderului PD au fost aduse până acum numeroase acuzații privind dubla sa identitate sau implicarea în atacuri de tip Raider. Iar primarul degrevat de Orhiei este principalul beneficiar al miliardului dispărut. Astfel, cei doi nu ar merita să candideze în condiții egale cu ceilalți concurenți electorali. Serviciul de presă al ANI spune că instituției i s-au cerut explicații, așa că îi va răspunde partidului într-o lună. La moment, în autoritate, nu este nicio cerere din partea unei instanțe de judecată, este cererea prealabilă înregistrată la 11 ianuarie. Victor Moloșag, reprezentantul Agenției Naționale de Integritate, susține că autoritatea este obligată să elibereze certificate de integritate în 15 zile de la data depunerii solicitării. Documentul conține mențiuni, din ultimii 3 ani, referitoare la deciziile anterioare ale ANI sau hotărâri ale instanțelor de judecată rămase definitive. Foaia este valabilă 3 luni. Ca și în cazul certificatului medical, chiar dacă este persoană bolnavă, medicul tot eliberează acest certificat unde se fac mențiunile respective. La fel se eliberează cazierul judiciar, chiar dacă persoana a fost condamnată. Dacă e să aruncăm o privire peste certificatele de integritate a lui Ilan Șor sau Vlad Plahotniuc, integritatea asupra cărora planează suspiciuni potrivit opoziției, observăm că autoritatea nu a indicat nicio mențiune. Acuzațiile publice la adresa acestora nu sunt teme pentru a completa rândurile documentului, explică instituția. Se întâmplă în contextul în care Andreean Candu spunea în octombrie anul trecut că tocmai aceste certificate vor filtra candidații la parlamentare, iar cei care au probleme cu legea nu vor fi admiși. Circa jumătate de milion de moldoveni ar avea pașapoartele expirate, iar din această cauză riscă să nu poată vota. Cel puțin asta afirmă membrii blocului acum. De cealaltă parte, reprezentanții CEC susțin că datele ar fi eronate, cifra fiind de până la 60.000 de persoane. Maia Sandu susține că circa 500.000 de cetățeni riscă să nu poată vota din cauza că ar avea pașapoartele expirate. Astfel, ei au cerut ca CEC să adopte o hotărâre de urgență prin care să permită votarea în baza actelor expirate. Statul, instituțiile statului trebuie să creeze condiții, să asigure condiții ca absolut toți cetățenii care vor să meargă la vot să poată să facă acest lucru. Cei de la PAS susțin că estimarea s-a bazat pe datele furnizate chiar de CEC. Cifrele prezentate înaintea prezidențialelor din 2016 arătau că peste 400.000 de cetățeni aveau pașapoarte expirate. Am adresat către Agenția Servicii Publice o scrisoare prin care îi întrebăm câte persoane din cei care în 2016 au avut pașapoartele expirate și-au perfectat în această perioadă pașapoartele.
Responsabilii de la CEC susțin că, de fapt, acum doar 58.000 de persoane dețin pașapoarte cu termen expirat și fac apel către toți cei implicați în alegeri să nu difuzeze date eronate. Totodată, reprezentanții acum acuză CEC-ul că lezează dreptul acestora de a face încasări și cheltuieli din fondul electoral, așa cum prevede legea. Comisia Electorală Centrală ne spune că nu este posibil să adunăm bani și mai ales să cheltuim bani de pe acest cont, motivând că ar exista o problemă în ceea ce privește modul de raportare a gestionării contului fondului electoral până la data de 24 ianuarie. Solicităm Comisiei Electorale Centrale să-și rezolve problema cu formatul în care trebuie să prezentăm raportul financiar. Responsabilii de la CEC susțin că blocul acum poate să se adreseze în judecată dacă a depistat încălcări. Comuniștii cer Comisiei Electorale Centrale să-i scoată pe socialiști din cursa pentru parlamentare, iar aceștia au depus o sesizare la CEC în care îi acuză pe membrii PSRM că ar fi început agitația electorală încă de la sfârșitul anului trecut. Comuniștii sunt invidioși, răspund socialiștii. Este vorba de prezentarea candidatului la funcția de deputat pe circumscripția uninominală numărul 1, domnul Dodon, cătând la faptul că legislația Republicii Moldova interzice președintelui țării să fie membru de unui partid politic. Personal a prezentat pe doamna Greceanu. Suntem martori cum Partidul Socialistilor din Republica Moldova împrăște prin localitățile Republicii Moldova material de agitație, ziarele, folii de volante, unde sunt publicate și fotografiile și datele biografice a candidaților. Prin urmare, CEC-ul ar trebui să anuleze hotărârea de înregistrare a acestora în cursa pentru alegerile din februarie, cred membrii PCRM. În replică, socialiștii îi îndeamnă pe comuniști să studieze legislația electorală și să nu mai fie invidioși. Este un act de disperare, aș zice eu, este o invidie a domnilor comuniști. Iar ce ține de pliantele distribuite în localități? Nu veți vedea mesaj de votat sau din potrivă nu votați, ori susțineți, ori nu susțineți. Este ediția periodică a ziarului nostru, care este anul împrejur. Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale nu ne-au răspuns la telefon pentru comentarii. În actuala formațiune socialistă se regăsesc foști comuniști, cum ar fi Zinaida Greceanu sau președintele Igor Dodon, care acum nu este inclus printre rândurile PSRM pentru că legislația nu îi permite. Acesta însă nu exclude că la parlamentare ar putea candida pe lista partidului. Accident la o stație Peco din Cahul, un microbuz a intrat în plin într-o Dacia care tocmai se alimenta, deteriorând și pompa. Totul s-a întâmplat ieri, incidentul fiind surprins de o cameră de supraveghere. Potrivit poliției, vehiculul a derapat de pe șosea și a intrat cu viteză în autoturism. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Șoferul riscă 5 puncte de penalizare și amende de 1200 de lei. Vrea să devină deputat, dar nu vrea să discute cu presa. Încercările noastre repetate de a-l găsi pe candidatul Andrei Năstase înscris pe aceeași circumscripție ca și Andrei Năstase au ieșuat. De data aceasta am fost la Universitatea de Educație Fizică din Capitală, unde acesta este lector. Colegii săi ne-au spus că Năstase le-a interzis să ne dea numărul său de telefon. După ce săptămâna trecută l-am căutat, dar nu l-am găsit pe Andrei Nastas la Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane din cadrul MAI, unde tocmai degrevase din funcția de șef de secție, de data aceasta a mers la celălalt loc de muncă al său. Iar aici, la Facultatea Protecție, Pază și Securitate, Andrei Nastas lucrează ca șef interimar de catedră. Aceasta este ușa biroului său, însă este încuiată. Nu am reușit să-l găsim astăzi la muncă, pentru că, potrivit colegilor, deja a plecat. A mers la conducerea facultății pentru a afla cum putem lua legătura cu Andrei Năstase. Acolo l-am găsit doar pe prodecan, care l-a sunat pe Năstase ca să-l întrebe dacă poate să ne ofere numărul său de telefon. Salut, Andrei, și faci tot. Da, și direct așa niște persoane de la televiziune. Lor întreabă dacă pot să ofer numărul. Am înțeles. Ulterior, prodecanul ne-a informat că Andrei Năstase nu i-a permis să ne dea numărul de telefon. Ne-a povestit însă că Năstase este lector la această facultate din 2010, iar de un an așteaptă să fie numit ca șef de catedră, după ce a trecut concursul pentru a ocupa această funcție. Colegul său de muncă ne-a spus că nici nu a știut despre faptul că el candidează la parlamentare. Nu pot să comentez pentru că este decizia dumneavoastră personală și vă asigur că nu s-a consultat cu noi și deci noi n-am cunoscut mai multe ca alte persoane. Toate informații sub aspect de angajare, promovare, etc. se conțin la serviciu personal. Blocul central în 220.
Astfel am fost purtați dintr-o clădire în alta. Nu, dar cum avem treabă noi cu catedra? Aici e cu administrativ. Câțiva colegi de-ai lui Nastas, care nu au vrut să vorbească în fața camerei, ne-au spus că l-au văzut chiar astăzi la universitate, pentru că a asistat la un examen. Deși Nastas candidează independent, iar liderul PPD, Andrei Năstase, îl acuză că ar veni mai degrabă să-i fure voturile în oficiul administrației facultății, dar și pe hol am observat calendare cu sigla blocului electoral acum. Prodecanul facultății ne-a spus că îl putem găsi luni pe Andrei Năstas la muncă, pentru că va avea de predat lecții. Andrei Năstas candidează independent pe circumscripția uninominală numărul 33, în care s-a înscris și Andrei Năstase, care îi reprezintă blocul acum. Polițistul Năstas a depus actele exact după Andrei Năstase, ceea ce înseamnă că ambii vor figura alături în buletinele de vot. Cotidianul.md scria că Andrei Năstas a obținut cu doar 4 zile înainte de a se înscrie în cursă licența de avocat, deși stagierea a făcut-o acum 6 ani și de câteva ori a picat examenele. Potrivit portalului, este posibil ca acest lucru să se fi întâmplat pentru ca Năstase să semene cât mai mult cu Năstase, care de asemenea este avocat. Polițistul nu a comentat aceste informații. Circumscripția numărul 33 cuprinde localitățile Sângera, Băcioi, Durlești, Trușeni și Codru. Acolo va candida și deputatul PD Constantin Țuțu, socialistul Vladimir Roșca, membrul partidului nostru Ion Duca, fiul lui Grigore Vieru, Călin Vieru, membrul partidului Șor Ion Bivol, dar și directorul liceului Gheorghe Asachi, Boris Volosatăi. Panourile cu chipul lui Igor Dodon, care au împânzit țara, nu reprezintă o acțiune electorală, ci o campanie de promovare a președinției. Asta declară șeful statului, care susține că nu a decis dacă va candida la parlamentare. Anunțul îl va face săptămâna viitoare. De curând, pe mai multe străzi din capitală au apărut astfel de panouri pe care sunt scrise mai multe mesaje. Igor Dodon susține că în acest mod își promovează imaginea. Este o campanie de promovare a instituției prezidențiale și a președintelui, a poziției președintelui. Nu are nimic cu campania electorală, deoarece nu ați văzut pe aceste panouri nicio mesaj electoral. Din banii cui sunt? Campania națională Iubesc Moldova. Mulțumesc. Acolo de unde vine. Anterior, ziarul de Garda a scris că asociația obștească Iubesc Moldova aparține socialistului Corneliu Furculiță. Partidul Socialiștilor a negat însă această informație. Cu toate că șeful statului neagă că panourile ar avea un iz electoral, cei care le văd în fiecare zi cred altceva. E vorba evident de alegeri și să se impună poate mai mult. Poate mulți nu recunosc ca președinte și să se impună. Eu nu atrag atenție la sloganele domnului Dodon, pentru că am zero încredere în el și tot ce el spune. Cum credeți? Pentru ce panou? Pentru alegeri. Între timp, Igor Dodon spune că nu a decis dacă va candida sau nu la parlamentarele din februarie. Decizia va fi anunțată săptămâna viitoare. Săptămâna trecută, lidera PSRM, Zinaida Greceanu, i-a declarat că Igor Dodon ar putea fi inclus pe listele socialiștilor la alegeri. Până acum, 5 partide au fost înregistrate în cursa electorală. PD, blocul electoral acum, PCRM, PSRM și Partidul Șor. Imediat după știri, urmăriți emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Loghen. Bună seara, Anișoara! Cine sunt invitații tăi de astăzi? Bună seara, Suada! În continuare la O seară perfectă, aștept pe Cristina Scarlat, care se pregătește de un concert important și despre care în ultima vreme circulă mai multe bârfe. Despre ce este vorba veți afla cam în jumătate de oră și tot astăzi o aștept și pe soprana Ana Cernicova, dar și pe o interpretă care a cântat tocmai jumătate de an pe o croazieră. Cine este ea și cum a fost această experiență veți afla la O seară perfectă când vedem și noua realizare a Zdubilor. Vă aștept! Anișoara, îți mulțumim! Zdob și Zdub ne cheamă într-o aventură în India. Formația a lansat o piesă nouă însoțită de un videoclip plin de soare, culoare și dansuri. Artiștii moldoveni au povestit detalii despre cum au decurs filmările, fiind invitații emisiunii La Măruță. Picioare, du-te, pleacă unde vrei. Cu căruța, cu mașina sau pe jos. Hei, lume mare și e plină de miracole. Continente, oceane, capitale. Ca printr-un vis, cei de la Zdob și Zdub se teleportează dintr-un sat din Moldova pe meleagurile Indiei. Locurile pline de culoare le-au oferit o aventură pe cinste artiștilor.
Pentru piesa India ne cheamă, formația a încercat să îmbine elemente folclorice moldovenești cu cele indiene. Melodia a fost lansată la București, la emisiunea La Măruță, unde artiștii au povestit despre fascinanta lor călătorie. Am făcut un travel videoclip. Da. Cu umor, fantastic. Fiecare seară făceam injecție cu țuică de caju. Aha. Iar piesa se numește India mă cheamă. India ne cheamă. Astea și... imagini de la filmări sau ceva? Da, asta e momente după filmări. Deci se vede cum Roman muncește acolo. După filmări. Deși spun că videoclipul nu a fost regizat, cei de la Zdob și Zdub au reușit să devină prieteni cu localnicii și să cânte alături de muzicanți indieni. Corul iar mă rog, trimbițează elefantul și mănâncă mărtăciunea cori necromantul. În țatul la la cembra, când decurge ganga, în fachira doarme cobră când de o țigangă. Zdubii au povestit și despre planurile de viitor și au promis multe surprize pentru fani în 2019. Vrem să prezentăm un album nou. Noi am pregătit un cadou pentru fanii noștri, că pentru mine contează o piesă bună, un album adevărat, decât concerte, festivaluri, drumuri. În prima zi de când a apărut pe YouTube, videoclipul a adunat peste 20.000 de vizualizări. Ajuns în turul secund, Radu Albot a părăsit Open-ul australian. Astăzi, tenismenul nostru a fost învins în 3 seturi de spaniolul Fernando Verdasco. În primul, Albot a pierdut cu 6-1. În următoarea manșă, bătălia a fost mai dură, iar moldoveanul a cedat doar după tiebreak. În al treilea set, spaniolul a fost din nou superior și s-a impus cu 6-3. Grație victoriei din primul tur, Radu Albot a primit 35 de puncte ATP și a urcat 8 trepte în ierarhia mondială, instalându-se pe locul 90. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.